Bună, dragii mei! Astăzi am să fac o etalare specială pentru acest weekend, o etalare care să ne dezvăluie ce energii sunt în acest weekend pentru relații, pentru dragoste. Așadar, dacă doriți să aflați cum va fi acest weekend pentru voi în dragoste, care sunt energiile? Dacă primiți veștile care le așteptați, dacă veți avea mai multă dragoste, mai multă armonie, sentimente împărtășite cu persoana iubită sau dacă veți cunoaște o persoană specială cu care să vă faceți o relație de prietenie, de iubire sau, de ce nu, de căsătorie, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante. Cu aceste inimioare, pentru că vorbim despre dragoste, despre relații, sentimente. Prima variantă este inimioara verde, a doua variantă este inimioara roșie și a treia variantă este inimioara roz. Alegeți-vă varianta cu care voi rezonați, care considerați că vă poate dezvălui ceva interesant pentru voi, pentru acest weekend special, weekendul Paștelui, pentru că sunt și sărbătorile și cu siguranță poate unii dintre voi aveți niște dorințe speciale, așadar concentrați-vă pe dorință și alegeți-vă varianta și să vedem ce dezvăluie tarotul și oracolul pentru acest weekend, care sunt energiile. Și am să încep cu prima variantă, varianta cu inimioara verde, să vedem la inimioara verde ce ne va dezvălui pachetul de tarot și apoi cel de oracol pentru acest weekend, care sunt energiile reușitele în dragoste, veștile, surprizele, care sunt noutățile care pot apărea în dragoste, așadar în acest weekend. Poate să fie un weekend așa cu suișuri și coborâșuri sau cu lucruri neașteptate. Pot să fie și cu surprize plăcute, dar și cu surprize poate mai puțin plăcute. Aici contează foarte mult o familie, contează foarte mult poate maturitatea de care dați dovadă în relația de cuplu, atât voi cât și partenerul, partenera sau o familie, sau poate că e nevoie de mai multă răbdare și înțelepciune. Pentru că pot apărea și certuri, discuții, pot apărea și neînțelegeri sau atenție în drumurile voastre, să nu aveți întârzieri, blocaje pentru drumurile, pentru a vă întâlni cu familia, cu prietenii, cu persoana dragă. Să vedem. Se grăbește un romantic. Era o carte care ieșise pe față. Este cineva, ori sunteți voi, ori o anumită persoană care e pe gânduri. Foarte, foarte interesantă etalare, să știți. Multe energii masculine, dar și feminine aici. Persoane îndrăgostite, dornice de a se îndrăgosti, multă pasiune. Văd multe zodii de foc, dar și de aer sau pământ. Aici văd că se predomină zodia fecioară și gemeni ca și leu și berbec. Deci acestea sunt zodiile care vor influența acest weekend, aceste zodii de foc, de aer și de pământ. Văd un bărbat, în primul rând, care poate fi chiar partenerul, soțul, iubitul, sau poate să fie un bărbat special care poate apărea în acest weekend, pentru că apare o dragoste pe neașteptate. Dacă nu sunteți îndrăgostiți, îndrăgostite, în acest weekend este foarte posibil să aveți o întâlnire pe neașteptate cu o persoană specială, mai ales voi care sunteți femei, poate să vă iasă în cale un bărbat special, deosebit, o persoană poate chiar cu funcție, pe un intelectual, sau e o persoană foarte abilă, foarte îndemânată, care are multe capacități, să zic așa, multă îndemânare, multe profesii. Pot apărea declarații de dragoste în acest weekend, pot apărea împăcări, pot apărea cereri în căsătorie, pot apărea și discuții, pentru că e multă pasiune, multă forță aici în această energie, multă căldură. Sunt multe zodii de foc și sunt și zodiile gemeni și fecioară, persoane care au și spirit practic, dar sunt și vesele
și ironice totodată, deci poate fi și multă veselie, dar și o doză de nesinceritate aici, poate. Puteți avea de-a face și cu cineva care nu-i tocmai sincer sau veți avea de făcut o alegere. În acest weekend va trebui să de vă decideți. Deci pentru cei care sunteți deja într-o relație, pot să spun că în acest weekend puteți avea chiar o cerere în căsătorie. Dacă nu sunteți căsătoriți, este foarte posibil să aveți așa mai multă intimitate, mai multă dragoste, mai multe sentimente împărtășite, împăcare, parcă treceți cu vedere anumite defecte, parcă iertați anumite, să zic așa, minciuni ale partenerului, partenerei, păreți că îi va fi multă pasiune. Dacă sunteți singuri, cu siguranță veți întâlni pe cineva. Aici pare că cineva apare pe neașteptate în viața voastră. Pentru unii poate chiar să vă și împăcați cu cineva cu care v-ați certat, cu care ați avut niște conflicte, cu care ați avut o... Pentru că este o dragoste cu năbădăie, multă pasiune aici. Poate chiar dacă vă trădați, este și o atracție fizică profundă, puternică. Da, pentru aveți de-a face cu o persoană care poate este îndrăgostitul etern, el e mereu îndrăgostit, acest bărbat cu care aveți voi de-a face, da, se îndrăgostește, sau voi ca femei vă îndrăgostiți mereu la prima vedere, sunteți foarte, foarte sensibile la frumusețe, să zic așa, la persoane atrăgătoare și care au un puternic sex appeal, să zicem așa, putere de atracție. Seducători, aveți de-a face cu seducători, persoane seducătoare, dar și serioase, da? Deci pentru unele dintre voi apare chiar și un bărbat foarte serios, depinde de voi, dacă îi veți da atenția necesară. Poate să fie o persoană cu un caracter foarte, foarte puternic, ambițios, orgolios, aici depinde și de anturajul său, dacă are un anturaj bun, este o persoană cu multă personalitate și care poate să vă ajute în carieră, să vă sprijine, o persoană serioasă. Dacă are un anturaj prost, atunci aici poate să fie puțin dificultate pentru că e mai egoist, are niște interese. Dar în rest, așa, în general, pare un weekend, așadar, pentru prima variantă, reușit. Să vedem și ce spun cărțile de oracol, care sunt mesajele, sfaturile care vin din partea îngerilor. În primul rând trebuie să, da, într-adevăr trebuie să fiți mai atenți la niște semnale, pentru că aici puteți avea de-a face cu o persoană care e foarte atrăgătoare și vă face să vă îndrăgostiți, dar poate să nu fie singură această persoană, poate să fie o persoană care mai are pe cineva, e o persoană care îi place să facă cuceriri. De aceea e bine să vă cunoașteți mai bine. Deci pentru cei care sunteți într-o nouă relație, trebuie să fiți atenți. Dar și pentru cei care sunteți deja într-o relație. Poate să fie între voi sentimente puternice, poate să fie și o atracție fizică foarte puternică, dar e foarte posibil să-i mai fi luat ochii cineva. Și atunci trebuie să vă informați mai bine. Sunt niște semnale că ceva totuși e în regulă în această relație. În orice caz, trebuie să vă iubiți mai mult pe voi, să vă acordați mai multă atenție. Și să vă încercați să vă cunoașteți mai bine unul pe altul ca partener pentru cei care sunteți într-o relație, iar pentru cei care apare o nouă relație, puteți să vă cunoașteți într-un cerc de prieteni, prin intermediul familiei, prietenilor, cunoscuților, apropiați, dar va trebui să vă descoperiți încetul cu încetul, să vă informați mai bine asupra persoanei cu care aveți de-a face, dacă e singură sau nu. Exact, trebuie să aveți niște conversații sincere. Să-i spuneți deschis celelalte persoane că ceea ce vă doriți voi, în general, de la aceasta cu care veți avea de-a face sau, în general, de la o relație, ce fel de relație vă doriți, ce fel de persoană sunteți voi, etc. Pentru ca să nu fiți dezamăgiți, pentru ca să nu existe apoi neplăceri. Veți avea de făcut o alegere, poate va trebui să vă decideți dacă acceptați să fiți cu cineva care mai este într-o altă relație sau nu, dacă doriți o aventură sau nu, pentru că va fi aici o atracție fizică foarte puternică, puternică dorință de a iubi și de a fi iubit. Dar acum depinde de la caz la caz cum se va încheia acest weekend în dragoste.
Posibil prin sentimente romantice. Va trebui poate să fiți mai atrăgător, să vă puneți în valoare, să vă descoperiți partea romantică a voastră, pentru că se poate naște o dragoste adevărată. Deși pentru cei care sunteți într-o relație, dragostea adevărată va învinge. Deci va trebui să fiți sinceri unul cu altul, să discutați în mod sincer, să vă cunoașteți, o să vă cunoașteți mai bine acum în acest weekend. Dacă puteți trece peste anumite lucruri sau nu, dacă puteți accepta sau nu, dar pare că până la urmă sentimentele romantice și dragostea adevărată va învinge. Exprimați-vă sincer unul față de altul sentimentele voastre, pentru că se pare că dragostea adevărată învinge. Se pare că voi trăiți o dragoste adevărată sau veți cunoaște în acest weekend pe cineva de care vă puteți simți foarte atrași și îndrăgostiți de la prima vedere și poate să fie chiar o dragoste reciprocă. Fie că mai este cu cineva într-o relație, fie că nu, se pare că până la urmă dragostea, sentimentele romantice vor învinge. Dar, într-adevăr, trebuie să fiți deschiși unul cu față de altul ca să nu aveți ulterior neplăceri, pentru că există un semnal că ceva, totuși, e bine să sondați înainte de a vă arunca așa orbește, pentru că dragostea e oarbă uneori. Aici depinde și de la caz la caz, dar în general energiile acestui weekend sunt așadar pentru sentimente romantice, pentru dragoste, dragoste adevărată, pentru prietenie, pentru sinceritate, pentru a vă decide dacă vă doriți o relație, dacă doriți să vă căsătoriți, dacă doriți să aveți o relație de lungă durată, etc. Cam astea sunt energiile acestui weekend pentru prima variantă. Și haideți să vedem și la varianta cu inimioara roșie. Să vedem la varianta cu inimioara roșie ce se întâmplă, ce energii sunt pentru acest weekend, la ce vă puteți voi aștepta de la persoana iubită sau dacă apare o persoană de care să vă îndrăgostiți, care să vă declare dragostea, care să apară în viața voastră pentru perioada mai lungă, să dureze o relație care să dureze. Vedem ce apare în acest weekend. Și la voi apare îndrăgostitul. Deci și la voi sunteți poate într-o dificultate de a alege sau veți avea de-a face cu o persoană de care vă puteți îndrăgosti, se poate îndrăgosti de voi, pot fi sentimente împărtășite, dar poate să fie o persoană care nu își păstrează, nu are o singură relație. Se îndrăgostește de mai multe ori sau are în același timp două persoane pe care le iubește la fel de mult și nu știe pe care să o aleagă. Să vedem. Wow. Voi, la a doua variantă, poate spera să vă împăcați cu cineva. Spera să vă împăcați cu cineva, poate din trecutul vostru, cineva care pare că vă blochează, pare că vă respinge, pare că, orică e la distanță această persoană. Orică e o persoană așa care se joacă cu sentimentele voastre. Când vine, când rămâne, când nu rămâne, când se ceartă cu voi, este și multă ambiție și orgoliu aici. Poate sunteți caractere diferite, dificile. Poate să fie o persoană care are foarte multe ambiții, pentru care îl joacă un rol important, poate și drumurile, munca în străinătate, sau poate să fie o persoană de o altă naționalitate. Aici pare că unii dintre voi poate comunica de la distanță, aveți o relație de la distanță cu cineva, comunicați de la distanță cu cineva și poate să apară și ceartă și împăcare și blocaj și întârzieri și sacrificii, neînțelegeri, lipsă de comunicare, de sentimente împărtășite. Pentru alții poate să apară și că vă supărați, și că vă cere iertare, și că vă spune că vă iubește, și că vrea să vă recăsătoriți, să vă mutați împreună, să fiți împreună, și că pleacă, și că vă lasă, și că nu mai vrea să fie cu voi, că și-a găsit pe altcineva sau că pur și simplu vrea să fie singur sau singură. Poate să fie și o astfel de situație. Eu vă văd pe voi aici, mai ales ca femei, că vreți, parcă unele dintre voi chiar vreți voi să plecați, chiar voi vreți să vă rupeți de relația în care sunteți, chiar voi vreți să faceți o schimbare. Poate pentru că ați cunoscut pe altcineva sau că a apărut cineva din trecutul vostru în viața voastră din nou.
Și acest lucru vă dă peste cap, vă blochează. Și e posibil ca această relație la care vă gândiți să nu ducă nici aceasta niciunde. Și cu aceasta s-o terminați. Pentru alții poate să fie că în acest weekend puteți să cunoașteți pe neașteptate pe cineva în plimbările voastre, dar nu pare că va duce la ceva. Poate să apară o atracție, o plimbare și atât, să se rupă relația între aceasta. Pentru că mai sunt niște rivalități, posibil să mai apară și altcineva, posibil să mai aibă pe altcineva, posibil să fie un sacrificiu pe care îl faceți inutil. Pentru că o persoană care are alte interese, care are altul, sunteți diferiți, sau vă certați pe neașteptate, ceva se va poate rupe, se întrerupe brusc în relația cu aceasta, se întâmplă ceva în acest weekend, apare un blocaj așa pe neașteptate. Orică nu vă puteți vedea, orică se strică vremea și nu mai puteți să vă întâlniți. Comunicați de la distanță, acest lucru poate să fie, dar e și ruperea relației, ca și cum, adică dacă nu vă mai întâlniți, gata, s-a și terminat. Așa e usuișul și coborâșul acestui, îmi pare că are un început frumos și, cum să spun, o jumătate de zi e frumoasă, jumătate de zi este plină de așteptare, de neliniște, de sentimente neîmpărtășite, de supărare, de ceartă, de depresie sau o intrigă sau o rivalitate, o gelozie, poate să fie aici și o gelozie. Deci apar așa situații. Apare că plecați în lume, parcă ați vrea să plecați în lume, ori sunteți în altă parte, unul într-o parte, altul într-altă parte, orică voi vreți să vă rupeți de lume. La un moment dat parcă vreți să rămâneți singuri, parcă nu mai vreți să comunicați cu nimeni. Nu mai vreți să auziți de nimic și de nimeni, să vă închideți în casă și să vă plângeți suferința, tristețea, neînțeleg, faptul că nu vă înțelegeți. Alții poate că vreți să vă ocupați mai mult de voi, vă place să fiți singure, pur și simplu, sau singur, vă simțiți mai bine așa. Depinde de la caz la caz, în orice caz văd că este un weekend în care șanse sunt. Dar poate nu sunteți voi în dispoziția necesară, orică treceți printr-un doliu, orică treceți printr-o depresie, orică aveți așa jumătate de zi cu soare și frumos și jumătate de zi mai cu ploaie și năbădări. În orice caz, pare că cineva vă caută din trecut, cineva poate să se vrea să se întoarcă la voi, cineva vă sună de departe sau vrea să se întoarcă la voi sau chiar vine la voi de departe. Dar e foarte posibil ca până la sfârșitul weekendului să vă și supărați de ceva. Ceva să nu vă convină, să decideți să se rupă această relație. Sau aveți șansa să o luați de la capăt. Aveți șansa să vă certați și să decideți. Depinde de voi, că văd că voi sunteți în centrul atenției, că mai ales ca femei. Depinde foarte mult de poate de înțelepciunea voastră, de răbdarea voastră. Văd aici că aveți semnele vărsător, pești, capricorn, săgetător, berbec, care joacă un rol important pentru voi. Și să vedem ce spune și oracolul, mesajele care vin din partea oracolului pentru acest weekend, pentru a treia variantă, a doua variantă, varianta cu numera roșie. E multă pasiune și la voi, dar poate să fie și o trădare aici, o intrigă, ceva, o șelătorie. E și pasiune. Aveți dubii dacă e persoana potrivită sau nu, poate ar putea fi, este și multă pasiune. E posibil ca persoana pe care voi o căutați deja să o fi întâlnit, că am zis că apare cineva poate din trecut, dar aici este cineva care nu e sincer. Ori pe voi, ori cealaltă persoană, nu vă spuneți totul, aveți ceva. Mai aveți, orică voi ca femei, mai aveți pe cineva în viața voastră din trecut, care v-am zis, poate ați vrea să vă rupeți de partenerul pe care îl aveți, cu toate că pare persoana potrivită, pentru că voi mai aveți încă ceva nostalgie pentru o altă persoană care totuși vă înșală, vă trădează sau voi trădați și înșelați. Alții puteți să aveți a face cu o persoană care nu e totdeauna, nu e tocmai sinceră, ceva ascunde față de voi. Și de aici pot apărea certuri, pot apărea blocaje. Nu vă spune totul, cu toate că vouă vi se pare persoana potrivită și pare potrivită, aveți multe în comun, e multă și multă pasiune. Da, deci permiteți-vă să vă bucurați de momentele care vi se oferă, poate ar trebui să încercați să fiți mai deschiși, să încercați să fiți mai răbdători, mai răbdătoare, să priviți și punctul celuilalt de vedere sau
Să vă bucurați pur și simplu de moment, să trăiți, să luați o inițiativă, poate aveți nevoie de voi să fiți mai cu inițiativă, să nu așteptați totul de la cealaltă persoană, să-i demonstrați mai mult că o iubiți, să-i arătați pasiunea, să vă puneți în valoare frumusețea, da? Să o atrageți, să o încântați. Cu toate că aici pare că în această relație cineva nu este suficient de sincer. Cineva își ascunde din adevărate sentimente, cu toate că, am spus, poate să fie vorba de o relație din trecut, da? Poate să fie vorba despre acest lucru, dar trebuie să gândiți cu optimism pentru ca viața voastră amoroasă să renască, ca să existe. Deci, am zis că poate unii dintre voi aveți o stare de deprimare și acest lucru vă împiedică, pentru că pare că ați putea fi suflete pereche, ar putea fi pe persoana potrivită pentru voi. Dar trebuie să gândiți să fiți mai optimiști, trebuie să fiți mai sinceri și cu voi și cu cealaltă persoană, să aveți inițiativă, să fiți mai deschis, să vă cereți iertare. Pentru că eu aici văd și mult orgoliu sau multă lipsă de înțelepciune, să zic așa, nerăbdare, totul vreau acum, dacă nu e acum mă supăr, ceva de genul. Poate că e o chestiune și de acest gen. Poate sunt și niște rivalități, nu zic că nu, pentru că apare și această stare de înșelătorie. Deci posibil să mai existe și o altă persoană, o altă rivală, nu neapărat că ar avea o relație cu cineva, ci cât ar fi atras, poate ar avea de ales. Și atunci depinde poate și de voi, de câtă pasiune puneți în această relație, câtă, să zic așa, câtă sinceritate, cât de mult îi demonstrați că iubiți, că sunteți sinceri, că se merită să continue cu voi sau să abandoneze și să meargă cu cealaltă persoană. Aici depinde și de la caz la caz. Dar, în general, deci, e așa un weekend cu suișuri și coborâșuri în care va trebui poate să fiți cu mai multă răbdare și înțelepciune, prudenți în discuții. Că aici e o carte care îmi vorbește așa ca de lucruri care apar pe neașteptate, parcă brusc așa dintr-o dată apare, scuzeți, bagă nasul, cum se spune, coada diavolului, știți, pentru că e mult orgoliu, e multă ambiție aici, ca și rivalitate, da? Deci pot să fie și persoane, presiunile din anturaj, au legătură și cu niște drumuri sau câștiguri legate de străinătate, de drumuri, poate, și de aici pleacă și alte discuții, deci e vorba aici și de o relație din trecutul vostru, poate, într-un fel sau altul, sau persoana la care vă gândiți voi mai are pe cineva din trecutul său la care se gândește sau la care se întoarce. Dar apare așa o situație. Cam asta e ce văd și pentru a doua variantă. Deci la voi am zis fosolile berbec, pești, văd la săgetător, vărsător, capricorn. Acestea sunt zodiile care predomină în această etalare și să vedem și la a treia variantă, la varianta cu inimioara roz. Să vedem la voi ce se întâmplă în acest weekend, ce energii sunt, dacă apare o persoană nouă sau persoana cu care sunteți voi, vă aduce mai multă fericire, vă declară dragostea, dacă aveți sentimente împărtășite, dacă e o relație de durată. Cum va fi acest weekend? Care sunt energiile pentru dragoste, pentru cei de la a treia variantă? Care sunt noutățile, surprizele? Wow, la voi aveți niște oportunități, să știți, niște ocazii favorabile, poate, mai ales ca femei, să cunoașteți un bărbat important, cu funcție, cu bani, persoană specială, cu un caracter puternic. Văd aici zodiile berbec, săgetător. Aveți niște un noroc neașteptat sau aveți o oportunitate să reparați ceva din trecutul vostru. Să vedem ce mai spun cărțile. Așadar, da, au apărut îndrăgostiți. Voi poate chiar sunteți îndrăgostiți, îndrăgostite. Deci, dacă nu sunteți îndrăgostiți, aveți șansă în acest weekend să vă îndrăgostiți. Pe neașteptată de cineva. Alții puteți fi între două relații. Vi se pune pata pe cineva sau vi s-a pus deja pata pe cineva. O persoană fie mai tânără, fie căsătorită. Acum depinde cum sunteți voi. Poate unii dintre voi sunteți deja căsătoriți și vi s-a pus pata pe cineva. Aveți chef de o aventură. E o atracție foarte puternică, e o pasiune pură, deci o dragoste de așa, înflăcărată.
Și vi se cere poate mai multă maturitate și răbdare și înțelepciune, credință, fidelitate, pentru că poate să fie doar o aventură, într-adevăr, cu multă pasiune, dar care să ducă către despărțire, către ruperea relației și s-ar putea să rămâne și fără cealaltă persoană, să rămâneți singuri pur și simplu, să rămâneți abandonați, să rămâneți izolați, fără prieteni, neînțeleși, neacceptați, să zic așa, pentru că păreți aici. Către finalul acestui weekend, dacă nu aveți răbdare și înțelepciune și nu faceți alegerea corectă, să vă treziți singuri, să vă treziți că se rupe definitiv. Aici trebuie să știți voi, pentru că vă văd aici chiar pe voi, în această stare de îndrăgosteală, în dificultatea de a alege cu cine, ce să faceți, să acceptați relația X sau Y, să mergeți înainte cu X sau cu Y, să rămâneți singuri sau nu. Se pare că unii dintre voi veți decide să rămâneți singuri. Sau veți, nu veți mai fi acceptați nici de unii, nici de alții. Veți fi obligați să rămâneți singuri. Depinde. Poate să fie vorba pentru alții, poate să fie vorba și de o dragoste platonică. Vă îndrăgostiți de cineva cu care nu puteți avea o relație pentru că sunteți căsătoriți sau că e căsătorită și vă priviți de la distanță, vă iubiți de la distanță. Poate să fie și o astfel de situație. Deci, pentru cei în relații, aici apare șansa unei aventuri, apare șansa unui nou început, poate, pentru unii poate să apară și împăcarea, apare un copil, poate, apare o sarcină, apare o pasiune pură, dar apare și un blocaj. Vă veți trezi și că, deci trebuie să aveți răbdare, înțelepciune, trebuie să nu forțați lucrurile, lăsați lucrurile să se întâmple, lăsați, fiți mai blânzi, fiți mai înțelegători. Pentru că poate, depinde, poate va trebui să vă sacrificați. Aici depinde de care e sacrificiul. Unii dintre voi trebuie să vă și sacrificați. Sau partenerul trebuie să stea în altă parte și voi sunteți în altă parte și trebuie să aveți răbdare, rămâneți fideli, să rămâneți constanți, să fiți mai optimiști, că poate unii dintre voi sunteți într-o stare de boală, da? Deci poate aveți o depresie, aveți o stare proastă de sănătate, de psihic, nu vă simțiți prea bine, sunteți într-o îndoială, poate, și atunci ar trebui să gândiți mai pozitiv, să fiți mai veseli, să fiți mai pozitiv, să vă refaceți forțele, să zic așa, pentru că șanse sunt, rugați-vă, că văd aici că aveți și credința care poate juca un rol important, o familie, copiii pot juca un rol important, da? Poate și ieșitul în natură, pentru că există șanse. Văd la voi semne de săgetător, de leu, vărsător, pești, gemeni, fecioară. Acestea sunt influențele acestui weekend. Se pare așadar că aveți de făcut o alegere. Vi se pune poate la îndoială credința, fidelitatea, aveți niște probe de trecut. Vor veni niște vești la voi, pe neașteptate. Poate o invitație undeva, poate chiar o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi, o cerere să vă întâlniți. Aveți o întâlnire cu cineva, cu o persoană atrăgătoare, de care sunteți foarte atrași. Poate apărea o ceartă și o împăcare, poate apărea și o trădare. Pentru unii dintre voi aici apare această situație de a o aventură. Da? Să vedem ce mai spune și oracolul, care sunt mesajele, sfaturile care vin și din partea cărților de oracol. Da, aveți ceva de rezolvat în familie, poate unul dintre voi. Și voi fiți atenți, eu am zis că e credința aici, vi se pune la încercare credința. Fiți atenți că ceva e în regulă. Fiți atenți la voi sau la cealaltă persoană. Aveți ceva de rezolvat în familie, cu familia voastră, cu familia celelalte persoane. Poate juca un rol important părinții, poate. Părinții voștri, părinții celelalte persoane. Sau calitatea voastră de părinte, ca bun exemplu pentru copiii voștri. Fiți atenți așadar. Unii dintre voi va trebui să lăsați, poate, să plece un fost din viața voastră, să nu vă mai gândiți la un fost. Contează foarte mult căsătoria. Deci, dacă sunteți căsătoriți, poate ar trebui să fiți mai atenți la acest lucru, să vă păstrați fidelitatea, că puteți fi tentați în această. Sau să luptați pentru căsătoria voastră. Poate și acest lucru. Iar dacă partenerul vostru nu mai vrea să fie cu voi pentru că are o altă aventură sau că vrea să plece în lume, că aici poate să fie și o astfel de situație în care vrea pur și simplu să plece în altă parte, sau e posibil să aibă o aventură, să-și fi găsit pe cineva și va trebui să-l lăsați, să-și facă alegerea, să nu forțați lucrurile.
Pentru că prima, înainte de toate, trebuie să vă iubiți pe voi înșivă, să vă respectați pe voi, rugați-vă, dați libertatea de care are nevoie, dacă asta vrea, și iubiți-vă pe voi, respectați-vă pe voi, discutați cu părinții, împăcați-vă cu părinții, rugați-vă. La voi poate să fie o chestiune și de diferență de opinii, de religie, poate nu aveți aceleași principii, aceleași valori, sau, am zis, poate pentru unii poate să apară că voi sunteți cei care sau cele care vreți să aveți o relație extraconjugală și va trebui să vă gândiți mai bine, să alegeți, faceți această alegere cu această căsătorie. Va trebui poate să luați o decizie, să reflectați, să nu vă grăbiți, să nu luați o decizie așa pripită, ci să discutați, să analizați, să vorbiți poate și cu părinții, să vă rezolvați chestiunile familiale, pentru că se pare că aveți acolo ceva de rezolvat. În orice caz, trebuie să fiți mai prudenți, să dați dovadă de înțelepciune și răbdare. Pentru că se pare că acest weekend va fi un pic de probă pentru voi. Cam asta este. Deci, va trebui să vă respectați mai mult, să aveți mai mult respect de sine, să nu vă stricați reputația, bunul nume sau să nu vă umiliți în fața unui partener, partenere care nu mai vrea să fie cu voi, spre exemplu, poate fi și o astfel de situație sau care nu vă respectă, poate depinde și de la caz la caz, pentru că pare aici că nu ar fi sentimente împărtășite la un moment dat în acest weekend și va trebui să aveți răbdare, pentru că timpul le rezolvă pe toate. Cam asta e ce pot să spun. Iar pentru cei singuri aici poate apărea o aventură, poate apărea să vă îndrăgostiți pe el la prima vedere de cineva, dar poate să fie vorba, am zis, oricăi cineva căsătorit, oricăi cineva care e un aventurier. E o persoană care vine și pleacă. Poate să fie o pasiune, e așa, cum se spune, ca ploaia de vară. Și va trebui să faceți o alegere înțeleaptă. Deci va trebui poate să discutați sincer. Dacă este o persoană care își dorește căsătorie, o relație serioasă, va vrea doar o aventură și atât. Și va trebui că de aici, aici această carte care vorbește, fiți atenți la cartonașul roșu, pentru că un semnal că ceva e în regulă s-ar putea să fie, să-l vedeți și va trebui atunci să fiți mai prudenți, să nu mai treceți prin niște experiențe prin care ați mai trecut, poate ați mai avut sau să nu suferiți. Dar va trebui poate și voi, unii poate va trebui să riscați, depinde, cum depinde de la fiecare în parte. Să lăsați, să zic așa, frustrările sau să nu considerați pe toți la fel ca pe fostul, spre exemplu. Poate să fie și acest lucru, dar în orice caz, vă văd totuși că există un blocaj, vă veți bloca la un moment dat. Ceva va fi, oricare e o persoană care e de la distanță, poate comunicați de la distanță sau care nu este de pe unde, de unde sunteți voi, vine și pleacă și va trebui să riscați sau să aveți încredere, să aveți răbdare. Vi se pune la încercare fidelitatea în orice caz, răbdarea și înțelepciunea. Cam asta e ce pot să spun așadar și pentru a treia variantă, inimioara roz. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că aceste energii care sunt în acest weekend le veți folosi în avantajul vostru, pe cele care vă sunt favorabile, pe cele care sunt mai puțin favorabile le veți evita. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, predicțiile care le fac, care le public pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru aprecieri, pentru că sunteți înscriși. Cei care nu sunteți înscriși, vă invit să o faceți, să vă înscrieți și voi, să lăsați like-urile și comentariile voastre. Și vă doresc în continuare un weekend plăcut, sărbători fericite, multă, multă sănătate, dorințe împlinite alături de cei dragi, sărbători fericite și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!